Dragi fani ai sportului și ai fotbalului în speță, ediția emisiunii Minutul Plus. Divizia Națională la Fotbal în Republica Moldova s-a reluat. 11 cluburi participă în ediția 2016-2017 a campionatului național. Încă nu s-a reluat divizia A și B. În continuare, pe parcursul săptămânilor viitoare se va trage la sort și se va hotărâ și echipele care vor lua parte la competițiile din celelalte două eșaloane fotbalistice. Până atunci avem divizia națională cu 11 cluburi, cum vă spuneam, Ungheni s-a alăturat celorlalte 10 competitoare care au fost prezente și în ediția anterioară. Din nou aceleași stadioane, nu avem practic nimic schimbat pentru că cei de la Ungheni nu au unde să joace și vor disputa partidele de pe teren propriu la Nisporeni. Așadar și condițiile au rămas aceleași pe aceleași stadioane. Moldova Sport a transmis două meciuri în direct din această primă etapă a campionatului național. Este vorba despre partida de la Nisporeni dintre Speranța și Dinamo Auto, dar și meciul de la Ghidighici dintre formația care găzduiește meciurile acolo, Academia Chișinău și nou promovata Ungheni. Condițiile de la aceste două stadioane, v-am spus, încă lasă de dorit, de aceasta și semnalul televiziunii noastre a avut de suferit la aceste două transmisiuni, de aceasta postul nostru de televiziune vă cere scuze pentru că imaginea și semnalul nu a fost cel mai bun de cum v-am obișnuit până acum, dar să începem a discuta despre aceste prime meciuri din campionatul național. Cei care s-au alăturat emisiunii noastre, vă spunem că s-a încheiat și derbiul capitalei dintre Dacia și Zimbru Chișinău, care s-a disputat în această seară la Speia. Zimbru s-a impus cu scorul de 1-0 și un lucru de remarcat este, ca și o coincidență, anul trecut campionatul a început de asemenea cu un meci între Dacia și Zimbru. De fapt, atunci a fost Zimbru-Dacia pentru că s-a disputat la Chișinău și tot Zimbru reușea atunci să se impună cu 2-0. Ulterior au avut parte de o cauză tehnică și s-au impus cu 3-0 în acea partidă. Astfel, două sezoane consecutive, cele două formații deschid balul și Zimbru câștigă partida. De această dată avem și minge oficială, este vorba despre Giaco, o minge care este utilizată la toate meciurile din divizia națională. Cluburile sunt obligate să desfășoare partidele cu aceste mingi, s-a întâmplat deja în această primă etapă. Milsami, Saxan, Speranța, Dinamo Auto, Șerif, Zarea, Dacia, Zimbru, Academia Ungheni, Petrocub a fost liberă în această etapă. Au fost meciurile din această primă etapă a campionatului național. Vă spuneam, Dacia a pierdut la Speia în această seară cu 1-0 în fața celor de la Zimbru Chișinău. Golul chișinăuienilor a fost marcat pe final de meci, minutul 85, prin Fortes și astfel Zimbru câștigă primele 3 puncte ale noului sezon și este co-lider al clasamentului, fiindcă Academia este pe prima poziție cu un golaveraj de 4-1. Zarea a surprins și ea și conduce de asemenea în clasamentul în această primă etapă a campionatului național, dar vom începe a vorbi cu meciul de la Ghidighici disputat între Academia și Ungheni, scor 4-1, o partidă transmisă în direct de postul nostru de televiziune. Așadar, Ungheni vine pe prima scenă a fotbalului național și pierde destul de drastic cu 4-1, iar o știre destul de importantă privind această partidă și această echipă FC Ungheni sau clubul de fotbal Ungheni, cum este oficial, au venit la această partidă fără portari. Vătavu, un fundaș, a luat locul în poartă și a pus mănușile și a încercat să facă tot ce a putut în această partidă, însă cu siguranță nu este de meserie portar și a încasat 4 goluri. De aceasta vă și propun să vedem un rezumat al meciului transmis ieri de Moldova Sport de la Ghidighici între Academia și Ungheni. Nou promovata FC Ungheni a uimit la debutul său în divizia națională. Formația condusă de Constantin Arbănaș a jucat fără portar în prima etapă contra celor de la FC Academia. În treburi a stat fundașul echipei, Octavian Vătavu.
Studenții au început bine meciul și în minutul 27 conduceau cu 1-0, după reușita lui Valentin Bârdan. Câteva minute mai târziu, Vatavo a gafat inexplicabil. Jucătorul celor de la Ungheni a trimis greșit, iar mingea a fost interceptată de Istrati, care a pasat pentru golul 2 înscris de Crâcmari. Până la pauză, formația condusă de Viorel Frunză a condus cu 3-0. De data aceasta, Slivka și-a trecut numele pe lista marcatorilor. În repriza secundă, Studenții au mai înscris o dată. Soltan a trimis o minge în care eu, iar Crâcmari și-a trecut în cont dubla. Totuși, ultimul cuvânt de spus l-a avut echipa din Ungheni. Eduard Avram l-a învins cu o execuție spectaculoasă pe fratele său și a stabilit scorul final de 4-1 pentru Academia. Patru la 1 pentru Academia în meciul cu cei de la Ungheni. Vă reamintesc că Bârdan a deschis scorul pentru formația din Chișinău. Crâcmari, o dublă, și Slivka, fostul jucător al formației Milsami Orhei, au adus victoria celor de la Academia, în timp ce Avram a marcat cu 2 minute înainte de final pentru formația nou promovată în poarta atenției a fratelui său, Cristian Avram, care este golkeeperul formației Academia Chișinău, astfel încât Academia este primul lider al diviziei naționale cu 3 puncte și un golaveraj de plus 3, 4-1 după meciul cu cei de la Ungheni. Iar o mare surpriză acestui început de campionat, o surpriză după talia celor două formații, este vorba despre Sheriff Tiraspol și Zarea Bălți, însă probabil, dacă este să ne referim la rezultatele, cel puțin a ultimului sezon competițional din Republica Moldova, Zarea deja nu ar mai fi o surpriză, pentru că a câștigat Cupa Republicii Moldova, astfel încât am putea fi să spunem că a fost ca un prim mare derby al campionatului acest meci de la Tiraspol între Sheriff și Zarea, câștigat în cele din urmă de formația din Bălți cu scorul de 2-1. Vedeam ieri pe rețelele de socializare bucuria bălțenilor, a președintelui clubului Adrian Bogdan, a jucătorilor, pentru că au făcut o partidă foarte bună în fața ungurilor de la Videoton. Au fost foarte aproape să întoarcă acel rezultat de 3-0 din Ungaria pe stadionul Zimbru. Au câștigat cu 2-0 în fața ungurilor, iar acel meci atât de bun făcut de bălțeni s-a dovedit și la Tiraspol în fața celor de la Sheriff. Novikov și Bugaiov, noul venit în formația bălțeană, a marcat în minutul 89 și a dus victoria cu 2-1 pentru bălțeni, după ce Vârstici în minutul 9 deschidea scorul la Tiraspol, și vă propun să vedem rezumatul acestei partide. Zarea Bălți a reușit să producă surpriza primei etape. Elevii Vlad Goian au învins campioana Moldovii Sheriff Tiraspol cu scorul de 2-1. Tabela a fost deschisă în debutul partidei prin jucătorul Vespilor Zoran Kvârjici, care a profitat de greșeala fundașilor bălțeni. În mitanul secund, Zarea a dat lovitura. Fostul jucător al celor de la Sheriff, Andrei Novikov, a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj. În minutul 89, proaspătă achiziția formației din nordul Moldovii, Igor Bugaiov, a reușit să marcheze golul victoriei. În urma acestui rezultat, pentru prima dată în istorie, Sheriff Tiraspol a pierdut în prima etapă a diviziei naționale. Într-o altă partidă transmisă în direct de postul de televiziune Moldova Sport, de la Nisporeni, Speranța întâlnea Dinamo Auto Tiraspol în prima etapă. Erau primele meciuri, fiindcă s-au disputat în ziua de sâmbătă, când au fost programate 3 partide din prima etapă a diviziei naționale. Cele două formații au jucat ca pentru un debut de campionat, cu multă grijă, cu o tactică specială, s-au apărat foarte bine cele două formații. Până la urmă a fost un 0-0, un rezultat alb, însă cei de la Nisporeni au avut inițiativa, puteau deschide scorul, au avut o bară transversală. Dacă ar fi intrat în poartă acea minge, cu siguranță cu totul puteau să stea altfel lucrurile, în special pentru cei de la Speranța Nisporeni. Ar fi reușit să aducă primele 3 puncte pentru formația lui Cristian Efros. N-a fost să fie, mingea n-a intrat în poartă din bară, a lovit terenul în preajma liniei de poartă și s-a dus din nou în teren. Dar vă propun să vedem rezumatul acestei partide pentru a afla mai multe lucruri care au fost la această partidă. Yeah.
Speranța și Dinamo Auto s-au despărțit fără gol în prima etapă a diviziei naționale. Într-un meci transmis în direct de Moldova Sport de la Nisporeni, debutul a fost unul dificil pentru ambele formații, care cu greu au reușit să ajungă la poartă. Automobiliștii au avut o ocazie importantă în prima repriză, dar Țurcan a respins mingea în corner. Oaspeții au reușit să înscrie până la pauză, însă golul a fost anulat pe motiv de offside. Repriza secundă a fost una echilibrată. Speranța a jucat în 10 oameni din minutul 53. Lupușor a văzut al doilea galben și a fost eliminat după un foul din spate comis asupra lui Bobrov. Spre finalul partidei, gazdele puteau să dea lovitura, însă șutul lui Plătica a nimerit bara și meciul s-a terminat 0-0. A fost un meci greu, dar jucătorii au îndeplinit ce au trebuit să îndeplinească și un meci bun toți, în apărare, practic, fără greșeli. Unele momente care le-am avut pe glasa partea noastră au fost ocaziile adversarului din faze fixe, unde n-am avut să știe și de anul trecut că sunt foarte periculoși. De partea cealaltă, antrenorul celor de la Dinamo Auto a rămas nemulțumit atât de jocul echipei, cât și de rezultat. În noastră comandă, în частности, a fost foarte multe greșeli, тех, которые как бы в обычных играх мы не допускаем. Во втором тайме, может, для нас роковую шутку и сыграло вот удаление игрока. Команда расслабилась, думала, что легко удастся добиться результата положительного. И получилось так, что могли и проиграть. Я, конечно, недоволен в первую очередь игрой, ну и, соответственно, результатом. Jucătorii lui Матриченко au menționat însă că rezultatul este unul echitabil pentru ambele echipe. Как получила команда красную карточку, надо было давить до конца и, наверное, забить гол. Были и у них моменты, которые не забили на контратаках, и поэтому думаю, что ничья это закономерный результат. Dinamo Auto are meci greu în etapa viitoare. Automobiliștii vor întâlni campioana Șerif, iar Speranța va juca cu nou promovata FC Ungheni. Campioana Moldovei din 2015, Milsam Iorhei, a debutat pe teren propriu în fața celor de la Saxa în Cea de Lunga. Saxa, în o formație codașă din ediția anterioară a campionatului național, Milsami s-a impus fără probleme cu scorul de 2-0, cu două goluri venite pe final de fiecare parte. Mai întâi, în minutul 1 adițional al primei reprize, Sidorenko a deschis scorul. Ca pe final de meci, în minutul 85, Rahmanov să aducă victoria celor de la Milsami cu scorul de 2-0. Să vedem și acest rezumat. Milsami Iorhei și-a asigurat o victorie în primul meci din divizia națională. Vulturii roșii au învins cu scorul de 2-0 formația din sudul Moldovii, Saxa în Cea de Lunga. Tabela a fost deschisă spre sfârșitul primei reprize prin Eugen Sidorenko. Atacantul orhieienilor a marcat cu capul din fața careului mic, acesta fiind primul gol al noului sezon fotbalistic. În mitanul secund, elevii lui Adrian Sosnovski nu au scăzut din turații și și-au mărit avantajul prin jucătorul Artyom Rakhmanu. În urma acestui rezultat, Milsami Iorhei și-a asigurat primele 3 puncte în campionat. În următoarea etapă, trupa din Orhei se va duela cu formația din capitală Zimbru. Așa cum vă spuneam, divizia națională a pornit la drum cu 11 echipe, a 12-a care ar fi dat un număr par și altfel ar fi stat lucrurile în competiție. Fiecare etapă n-ar mai fi trebuit ca o echipă să stea, să nu aibă joc, să fie liberă de program. A fost Spicul Chișcăreni, care nu a reușit să treacă faza de licențiere. În cele din urmă, patronul la formație, Ion Cioina, era foarte supărat. A declarat că retrage echipa din toate competițiile de sub egida Federației Moldovenești de Fotbal, că nu se va mai prezenta la nicio competiție, că nu va rămâne în divizia A, deși avea licența pentru această divizie. Iată, toate calculele hârtiei s-au răsturnat, Ion Cioina s-a răzgândit, spune că în sat se iubește fotbalul și această localitate, Chișcărei, nu ar fi putut să treacă cu bine ca formația lor de suflet să nu meargă mai departe, indiferent dacă este în divizia A sau în divizia națională, iar Ion Cioina a decis că echipa va rămâne în continuare și va juca în divizia A. Să vedem ce alte detalii avem la acest subiect. Thank you.
Picul Chișcăreni va juca în noul sezon în divizia, chiar dacă anterior echipa nu a primit licența pentru a evolua în primul eșalon fotbalistic și din această cauză a anunțat că se retrag din orice competiție ce se desfășoară sub egida FMF. Conducerea clubului s-a răzgândit. Campioana Ligii Secunde din Moldova rămâne să-și apere trofeul. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către președintele clubului Ivan Cioina. Chișcăreni este un sat cu tradiții și nu poți lăsa așa o localitate frumoasă fără o echipă de fotbal. Ce a fost între conducere și federație este un caz aparte și în urma acestor neînțelegeri nu ar trebui să aibă de suferit suporterii și oamenii care țin la această formație, a menționat Ivan Cioina pentru Moldova Sport. Președintele clubului a mai adăugat că în calitate de antrenor-jucător va fi experimentatul Denis Kalinkov, iar pentru postul de tehnician principal se examinează două candidaturi. Spicul Chișcăreni a fost lider incontestabil în ediția trecută a diviziei A, terminând pe prima poziție cu 69 de puncte. Cam atât deocamdată despre Divizia Națională, despre această primă etapă care a deschis un nou drum în, campionatul național al Republicii Moldova la fotbal cu acele 11 cluburi. Ați văzut și câteva rezumate din această primă etapă. Vă readuc aminte că în această seară la Speia s-a disputat ultimul meci, a fost derbiul capitalei între Dacia și Zimbru. Zimbru Chișinău s-a impus în cele din urmă cu 1-0 cu un gol venit pe final de partidă. În etapa a doua, săptămâna aceasta, sâmbătă și duminică, se vor disputa alte 4 meciuri. Dacia Chișinău va fi de această dată liberă de joc, iar celelalte partide sunt Zimbru Milsami, un al doilea derby al campionatului, urmează Saxan Academia Ungheni Speranța, Dinamo Auto Sheriff și Zarea Petrocub Hâncești. Petrocub Hâncești, care a fost liberă de joc în prima etapă, astfel intră și ea în emoțiile competiției. Iar noi mergem mai departe la competițiile europene, pentru cei care poate au fost în concediu și au văzut, au vizualizat doar pe rețelele de socializare și pe site-urile de știri că echipele noastre au fost toate eliminate din competițiile europene, chiar din faza preliminară, din turul al doilea, atât în Liga Campionilor cât și în Europa League. Pe rând pe rând, Zarea, Dacia, Sheriff și Zimbru au plecat acasă. Vă propun acum să vedem un rezumat video al meciului celor de la Sheriff Tiraspol, care au jucat meciul retur cu israelenii de la Hapoel Berșeva. Au fost și ei eliminați din competiție. Vedem acest rezumat video, după care revenim să vedem și rezumatul video al partidei celor de la Zimbru din returul de la Ankara cu Osmanlispor. Campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, a fost eliminată din Liga Campionilor. După 2-3 în Israel, Vespile aveau nevoie de o victorie cu cel puțin 1-0 în fața celor de la Hapoel Berșeva pentru a merge în turul 3 preliminar, lucru însă care nu s-a întâmplat. Tiraspolenii au scos doar o remiză albă pe teren propriu și părăsesc cupele europene. Formația noastră a avut o ocazie importantă la mijlocul primei reprize, dar portarul advers a fost atent la șutul expediat de Zoran Hvârțic. În partea a doua a meciului, Sheriff a încercat să intensifice atacurile pentru a găsi drumul către gol, dar Hapoel s-a așezat bine în defensivă și meciul s-a terminat cu 0-0. După eliminarea tiraspolenilor, Zimbru Chișinău rămâne singura formație moldovenească din cupele europene. Formația lui Flaviu Stoican va juca joi în turul 2 preliminar al Ligii Europa cu formația Osmanlispor. În prima partidă, scorul a fost de 2-2. Cu Zarea și Dacia deja eliminată din Europa League, Sheriff Tiraspol eliminată și ea din preliminariile Ligii Campionilor, Zimbru Chișinău pleca la Ankara după un 2-2 la Chișinău în fața celor de la Osmanlispor, cu toată speranța unei țări întregi că va reuși să rămână singura supraviețuitoare din Republica Moldova în competițiile europene, dar nu a fost să fie. Cei de la Zimbru Chișinău au primit o lecție destul de dură, pentru că după un 2-2 la Chișinău speranțele erau foarte mari, însă cu ce scor s-a terminat partida retur veți vedea din rezumatul video.
După 2-2 la Chișinău, Zimbru încă mai spera la calificare, demonstrând pe teren propriu un joc promițător împotriva celor de la Osmanlispor. În deplasare însă lucrurile au stat cu totul altfel. Moldovenii au avut un start de partidă nefericit. Jardan a comis un hands în care eu și arbitrul a acordat penalti. Umar l-a executat fără mari probleme pe Rusu și tabela arăta 1-0 după doar un sfert de oră. 10 minute mai târziu, Bekdemir a trimis o pasă în care eu, iar nigerianul a înscris din nou un gol frumos. Gazdele au început la fel de bine repriza secundă. Același Umar, într-o formă de zile mari, a reușit hat-trick-ul și Zimbru era deja resemnată. Spre finalul partidei, Osmanlispor a mai înscris de două ori și a pus capăt duelului la scorul de 5-0. Rusescu a marcat ultimul gol al turcilor, care merg în turul 3 preliminar, acolo unde îi vor întâlni pe estonienii de la Calgiu. În urma înfrângerii suferite de Zimbru, Moldova a rămas fără nicio echipă în cupele europene. În această vară, în acest intersezon, la Zimbru au fost foarte multe modificări. Cu toții știm, fostul vicepreședinte Marin Mitran a plecat de la club. Echipa administrativă s-a lărgit cu mai multe personalități, atât din Republica Moldova cât și din Portugalia, între care este vorba și de Flavius Stoican, care este tehnicianul formației din Strada Butucului, dar și un nou director sportiv, Remulo Marques, din Portugalia, un mare profesionist care a trecut pe la formații puternice din campionatul Portugaliei. Remulo a fost prezent și în studioul emisiunii noastre Minutul Plus și doresc să vă propun să vedem o discuție interesantă pe care am avut-o cu noul director sportiv al celor de la Zimbru Chișinău, care a venit în capitala țării noastre pentru o perioadă de 3 ani pentru a face din Zimbru un model de urmat. Într-o altă ediție a emisiunii Minutul Plus cu Mihai Burciu, invitatul special a fost noul director sportiv a formației de pe Strada Butucului, Remulo Marquez. Acesta vorbește despre proiectele pe care le va implementa la Zimbru, dar și ce se va întâmpla cu satelitul galben-verzilor și cu Academia Clubului. Por ahora, en ese momento estoy solamente con el primer equipo. Seguro que siento que puedo ayudar en toda la parte, porque en los clubes que he trabajado, era responsable también por la parte de la formación. Y por eso yo tengo una idea, tengo un proyecto que voy a presentar a las personas que mando en el club y si van a querer colocarlo en práctica, bueno, estoy totalmente disponible para hacerlo, porque yo creo que para tener una equipa principal y fuerte y para tener una equipa principal y fuerte con jugadores del país donde estás inserido, tienes que trabajar desde la escuela hasta la arriba. Tienes que tener una filosofía única y tienes que tener un marketing total que transforme el club en una potencia, que sea realmente el club que toda la gente ahí procura, y ahí vas a tener la posibilidad de ser tú a escoger los mejores. Si vas a tener tú la mejor formación, los mejores van a estar contigo, los mejores van para el primer equipo, y ahí no tienes tanta necesidad de ir afuera a buscar jugadores. Ahora, en ese momento no es la realidad. En ese momento tienes muy buenos jugadores moldovanos en el primer equipo, es verdad. Estamos a lanzar jugadores también, porque Zakaevski es un ejemplo también. Tienes Jardán, que es muy bueno, Spataro, tienes muy jugador Huzú, que va a ser el portero, y por eso estamos confiantes en la calidad de ellos, pero no tenemos muchos que podremos decir, vamos a hacer una equipa inmediatamente solo con moldovanos. Remulo Marquez ha expuesto opiniones despre fotbalul moldovenesc și a comentat procesul de retrogradare a echipelor din divizia națională. Seguro que tiene que estabilizar las competiciones y seguro también que las personas en la federación lo saben. Tiene que hacer las cosas de forma que sea algo estable, que sea algo que toda la gente sepa que es así y que no cambie todos los años, porque si es para el fútbol moldovano evoluir, tiene que seguir los mejores ejemplos. Cuando yo fui contratado por Zimbro, antes de venir, personas que conocían el fútbol de aquí, nominadamente muchas personas de Rumania, que donde tengo muchos amigos en el fútbol, me han dicho exactamente eso, que el campeonato es un poquito instable, porque un año va de ser uno, un año de ser dos. Me hablaron de las canchas y me hablaron de los árbitros. Lo que les dice a ellos es que los problemas con los árbitros, perdón, tenemos en todo el mundo.
Lo importante es que las federaciones tengan programas para que los árbitros puedan evoluir también, porque no se puede solamente apuntar el dedo al árbitro o decir que es fácil corromper un árbitro, qué tal. Lo importante es darles condiciones de trabajo. Tot în cadrul emisiunii, Romulo Marchez a vorbit și despre evoluția formației Zimbru în turul 2 preliminar al Ligii Europei, dar și despre campionatul european. Mai multe detalii veți putea afla pe site-ul nostru moldovasport.md, dar și la postul nostru de televiziune în cadrul emisiunii Minutul Plus cu Mihai Burciu. După domnul Romulo Marchez în studioul de la Moldova Sport al emisiunii Minutul Plus, a fost și tehnicianul formației Zimbru Chișinău, fostul mare fotbalist român și antrenor la Dinamo București, Flavius Stoican, care a vorbit despre Zimbru, despre dorințele pe care le are el la această echipă și nu a ezitat să spună că își dorește să facă din Zimbru o echipă de temut chiar în Europa. Dar cu siguranță pentru aceste lucruri trebuie să avem cu toții răbdare și cel mai important să aibă răbdare conducerea celor de la Zimbru Chișinău să se poată să construiască la strada Butucului o echipă așa cum își dorește Flavius Stoican. Cu o carieră de mare fotbalist în spate, dar și cu o experiență de câțiva ani în calitate de antrenor, Flaviu Stoican a ajuns să conducă cea mai iubită echipă de fotbal din capitală, Zimbru Chișinău. A venit la formația din strada Butucului la sfârșitul campionatului, iar motivul care l-a determinat să facă acest pas se afla chiar de la el. Vă spun sincer, am acceptat această provocare pentru că multe cluburi din România nu au o infrastructură cum are Zimbru. Adică are un stadion foarte cochet și frumos. Are o bază de pregătire unde sunt teren de antrenament de iarbă, teren de antrenament sintetic, vestiare, zonă de refacere, sală de forță, tot ce trebuie pentru a face performanță. Flaviu Stoican își dorește ca Zimbru să ajungă una din formațiile de temut în cupele europene, lucru care, spune el, este foarte posibil de realizat. Am așa ca proiect, cel puțin în gândul meu, ca Zimbru să ajungă o echipă, una dintre echipele de temut din Europa. Nu spun cuvinte mărețe, spun că este totul posibil, chiar dacă poate acum e ceva foarte greu de atins, dar eu cred în acest lucru. Antrenorul galben-verzilor a vorbit și despre partida câștigată în deplasarea din Georgia, dar și despre viitorul adversar al Zimbrilor din turul 2 preliminar al Ligii Europei. Per total, ca și joc, am dominat echipa gazdă, am fost mai atenți, ne-am adaptat mai repede la condițiile meteo, pentru că a fost un teren destul de greu, a plouat torențial înainte, s-a amânat meciul cu 30 de minute și consider că a fost o calificare meritată și o calificare care ne dă speranță că putem să mergem mai departe. În turul 2 vin turcii, o formație mult mai galonată, cu jucători mai renumiți decât ai clubului nostru. Care sunt șansele cu această formație? Clar, ei pleacă favoriți, pentru că și dacă ne uităm ce jucători au, sunt jucători cu salarii foarte mari, jucători aduși pe bani mulți, unii dintre ei chiar cunoscuți mie, și mă refer la Tsukala, un jucător care a evoluat foarte mult timp la Steaua, unul dintre cei mai buni jucători ai Stelei la momentul acela, Raul Rusescu, un jucător care marchează goluri, clar o să ne fie dificil, dar noi sperăm. Mai multe despre planurile lui Flaviu Stoican la Zimbru, cât și despre campionatul Moldovei, aflați în emisiunea Minutul Plus de la postul nostru de televiziune. În cele ce urmează, vă relatăm un grupaj de știri despre fotbaliștii moldoveni care joacă peste hotare. Unii din ei deja au debutat la formațiile lor după ce s-au transferat, iar alții s-au transferat la alte cluburi decât cele la care au jucat anterior. <fie->
Stanislav Namașcov a jucat din nou sezon în primul eșalon fotbalistic din Grecia. Portarul naționalei Moldovei a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani cu echipa Levadiacos, care a terminat pe poziția 10 în ediția trecută de campionat. Ultimul club al internaționalului moldovean în vârstă de 29 de ani a fost formația Azal din Azerbaijan, pentru care a evoluat în 54 de meciuri. În cariera sa, Stanislav Namașcov a mai jucat la echipe ca Șerif Tiraspol, Kuban Krasnodar sau Spartak Nalcik. Mijlocașul moldovean Mihail Plătica s-a despărțit de formația din Iaroslav Șinic. În sezonul trecut, în tricoul echipei ruse, Plătica a jucat în 33 de meciuri și a reușit să-și treacă pe lista sa 2 reușite. În CV-ul jucătorului dintre formațele moldovenești se regăsește Zimbru Chișinău, Academia Utimei și Sfântul Gheorghe. În campionatul străin, Mihail Plătica a mai evoluat și pentru formația Rubin Kazan, Neftih Himic și Rostov. În anii 2011-2012, Plătica a jucat 7 meciuri pentru selecționata Moldovii Under 21. Formația lui Artur Ioniță Cagliari a obținut a doua victorie din acest intersezon. După 16-0 în primul meci de verificare, italienii au reușit să se impună și în cel de-al doilea amical, în fața rușilor de la Terek Groznei, cu scorul de 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 5 de către atacantul Marco Sau. Mijlocașul naționalei a fost pe teren 64 de minute, după care a fost înlocuit. Artur Ioniță este cel mai scump jucător din istoria Moldovei. 4,5 milioane de euro a plătit Cagliari în această vară Veronei pentru transferul jucătorului nostru. Între timp s-a reluat și campionatul național de peste Prut din România. Am putea spune că s-a deschis întregul sezon, fiindcă s-au disputat deja și finala Supercupei și finala Ligii, dar și prima etapă din noul sezon. Avem și rezultatele din această primă rundă a campionatului național, Liga 1. Voluntari a pierdut cu Viitorul lui Cătălin Carp 0-1 în favoarea celor de la Viitorul. Pandurii s-au impus cu 2-1 în fața Craiovei. Atenție, la Craiova joacă portarul echipei naționale a Republicii Moldova, Nicolae Calancea. Gaz Metan Media a câștigat cu 2-1 în fața formației ASEA Târgu Mureș. La Târgu Mureș a jucat în sezonul trecut Alexandru Dedov, care acum s-a transferat la Milsami Orhei. Astra Giurgiu, campioana antitră a României, a fost surclasată pe teren propriu în fața celor de la Dinamo București cu scorul de 4-1, iar CFR Cluj a câștigat acasă cu 2-0 în fața formației Concordia Chiajna, Concordia care a jucat finala Ligii în acest sezon pierdută în fața celor de la Steaua București. Meciul dintre Steaua și Iași a fost amânat tocmai până pe 31 august pentru că cele două formații Iași juca în cupele europene, iar Steaua joacă chiar mâine la Praga în preliminarele Ligii Campionilor, astfel încât bucureștenii au solicitat ca meciul cu Iași să fie amânat, iar Federația și Liga Profesionistă de Fotbal de la București a acceptat acest lucru. În timp ce Rapid București FC Botoșani este amânat din cauza că Rapid încă nu se știe dacă va continua să joace în prima Liga României sau nu. Se așteaptă în continuare o decizie din partea Federației de Fotbal, din partea Ligii Profesioniste, deși Liga Profesionistă a aruncat toată responsabilitatea pe Federația de Fotbal. În cazul în care Rapid București nu va fi acceptată în prima ligă a României, Poli Timișoara, care a retrogradat la finalul stagiunii anterioare, îi va lua locul și va juca în prima ligă, iar FC Botoșani se va deplasa la Timișoara. Dacă nu, se va deplasa la București pentru meciul cu Rapid. Și dacă tot vorbim despre fotbalul românesc, vă propun să revedem un rezumat al finalei Supercupei României câștigată de Astra Giurgiu.
Astra Giurgiu a cucerit Supercupa României la fotbal după ce a reușit să o învingă cu scorul de 1-0 pe CFR Cluj. Meciul s-a disputat în condiții meteo dezastruoase, deoarece repriza secundă a fost cuprinsă de o ploaie torențială. Campioana Ligii I a jucat mai bine în prima repriză, reușind să-și creeze mai multe momente periculoase la poarta adversă. Cea mai mare ocazie a formației conduse de Marius Șumudiga a fost totuși în minutul 21, atunci când lovitura de cap a lui Fabrizio a fost parată de Marc. În partea a doua, CFR a jucat mai ofensiv și a reușit în câteva rânduri să-l pună în dificultate pe Silviu Lung Junior. Soarta partidei a fost decisă în ultimele minute de joc. Ajutați de apa de pe gazon, giurgiuvenii au reușit să înscrie golul victoriei prin William de Amorin. Să spunem inedit, ci pur și simplu sunt încărcat de apă hainele. William de Amorin înscrie! Astra deschide scorul în minutul 86. CFR Cluj a fost aproape de egalare în prelungiri, dar Nuvie și Mureșan nu au reușit să profite de eroarea lui Gavrilaș și tabela a rămas neschimbată. În urma acestei victorii, Astra cucerește a doua Supercupa a României după cea din anul 2014. Pe finalul ediției de astăzi a emisiunii Minutul Plus, vă propun să vedem ce s-a mai întâmplat important și în fotbalul internațional. Marele cluburi de pe planetă se pregătesc de competițiile interne, dar și cele internaționale. Cluburile din Europa se pregătesc pentru Liga Campionilor și Europa League. Există și o competiție foarte importantă, International Cup, la care iau parte marile cluburi, dar și alte noutăți importante din fotbalul internațional, unde avem chiar și o reprezentație din Republica Moldova. Alexandru Spiridon a câștigat primul trofeu alături de Mircea Lucescu la Zenit Sankt Petersburg. Diego Maradona se vrea iar antrenor. Fostul mare fotbalist argentinian a declarat că și-ar dori să revină în postura de tehnician pe banca naționalei țării sale. Mai mult de atât, acesta ar antrena chiar și gratis. La 55 de ani, Maradona este lipsit de angajament din 2012, când a fost demis de la Al-Wasli. Anterior, acesta a antrenat naționala Pumelor între anii 2008 și 2010. În prezent, Maradona susține că nu ar refuza să preia din nou conducerea tehnică a vicecampioanei mondiale. Federația Argentineană de Fotbal își caută selecționer după ce Gerardo Martino a demisionat în urma eșecului suferit la loviturile de departajare în finala Copei America, unde a jucat în fața naționalei statului Chile. Fondatorul Facebook-ului Mark Zuckerberg l-a provocat pe Neymar la jonglerii cu mingea. Prin intermediul unei aplicații pe telefon, americanul a demonstrat că poate jongla într-un mod diferit și a propus și starului Barcelonei să facă acest lucru. După mai multe încercări, rezultatul lui Zuckerberg a fost 37. Brazilianul a acceptat provocarea, dar nu a reușit să realizeze aceeași performanță. Neymar a jonglat de 29 de ori și l-a invitat pe Mark să-și demonstreze abilitățile în viața reală. La rândul său, fotbalistul l-a provocat pe campionul mondial la Formula 1, Lewis Hamilton. Stefan Jovetic a înscris un gol senzațional, aducând victoria pentru Inter Milano în amicalul disputat în fața celor de la Real Salt Lake. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a marcat în prelungirile partidei disputate pe Rio Tinto Stadium, având și o execuție splendidă în urma pasei excelente a lui Daniel Bessa. Reușita fostului jucător de la Fiorentina și Manchester City a dus victoria Interului cu scorul de 2-1. Real Salt Lake a înscris în minutul 18 prin Allen, egalarea fiind adusă de De Ambrosio cu 3 minute înainte de pauză. Acesta a fost primul amical al italienilor disputat în Statele Unite, unde echipa pregătită de Roberto Mancini mai are programate alte 3 partide. Italienii vor juca în fața celor de la PSG, Estudiantes La Plata și Bayern München. Antrenor
juniorul român Mircea Lucescu și secundul său, moldoveanul Alexandru Spiridon, au câștigat primul trofeu cu formația rusă Zenit Sankt Petersburg. Conform tradiției, înainte de începerea noului campionat fotbalistic, se duelează câștigătoarea Ligii Ruse și deținătoarea cupei. De această dată, în Supercupa s-au întâlnit CSKA și Zenit, care s-a încheiat cu victoria formației din Sankt Petersburg, scor 1-0. Elevii lui Mircea Lucescu au reușit pentru a doua oară consecutiv și a patra oară în istorie să câștige unul dintre cele mai principale trofee ruse. Golul victorios a fost marcat în prima repriză prin jucașul brazilian José Mauricio. Reamintim că Alexandru Spiridon și Mircea Lucescu au devenit antrenorii formației Zenit în mai 2016. Dragi prieteni, cam atât pentru această ediție a emisiunii Minutul Plus. Vă readuc aminte, în această seară Zimbru a câștigat cu 1-0 în fața Daciei. A fost ultima partidă din cadrul primei etape a Diviziei Naționale la fotbal. Academia Chișinău este primul lider al competiției cu 3 puncte, gol averaj plus 3, 4-1 după victoria în fața celor de la Ungheni. Zarea a produs prima surpriză, s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la Tiraspol în fața celor de la Șerif. Tiraspol, etapa a doua este chiar în acest weekend, sâmbătă și duminică, când se va disputa și un al doilea derby al campionatului la Chișinău între Zimbru și Milțami Orhei. Noi ne dăm reîntâlnire cu emisiunea Minutul Plus vineri, dar până atunci nu pierdeți miercuri seară de la ora 20 emisiunea Ecoul Sportului. La revedere!